Duminică 13 martie și luni 14 martie, cei 825 de medici membri ai Colegiului Medicilor Neamț sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege conducerea. După invalidarea alegerilor pentru Colegiul Medicilor de anul trecut pe fondul unei totale bulibășeli legislative care cerea pe de o parte limitarea numărului de mandate la maxim 2 și altor voci care susțineau că la alegeri se pot înscrie toți medicii interesați de bunul mers al activității Colegiului, indiferent câte mandate ar avea, anul acesta s-a trecut la reorganizare alegerilor. Numai că, la primul tur de scrutin, la Neamț din 825 de medici s-au prezentat la urne doar 100 și a fost necesară și organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, proces legislativ aflat în plină desfășurare. Astăzi și mâine, la Colegiul Medicilor Neamț se desfășoară alegeri, turul 2 al alegerilor pentru conducerea Colegiului Medicilor Neamț. Este vorba de Consiliul Județean. Acest Consiliu Județean are 13 membri de plin și 5 membri supleanți. La înscriși sunt 24 de candidați, medici din toate specialitățile și din toate structurile din sistemul de sănătate din Neamț. Până la această oră nu este o prezență extraordinar de mare, dar sperăm că până mâine la orele 20, când se încheie aceste alegeri, să fie prezență suficientă pentru a fi alese aceste organe de conducere. Deoarece la primul tur de scrutin din 6-7 martie nu s-au întrunit cvorumul de 2/3 din numărul alegătorilor, conform statutului Colegiului Medicilor, a fost nevoie să se organizeze un al doilea tur de scrutin în vederea alegerii Consiliului Județean al Colegiului Medicilor, format din 13 membri plini și 5 supleanți, pentru care s-au înscris 24 de medici, care reprezintă toate La turul 2 nu este important numărul celor care se prezintă la vot, având în vedere că este turul final, deci cei care se prezintă vor și alege organele de conducere, motiv pentru care invităm pe toți colegii să vină să-și exprime opțiunea de vot. Președintele Colegiului Județean Neamț va fi ales din cei 13 membri la prima ședință la care se întrunesc membrii respectivi. Deci nu se votează acum și președintele. Din cei 13 membri aleși va fi ales un președinte, un secretar, un vicepreședinte și toate celelalte organe care conduc Colegiul Medicilor Neamț și celelalte comisii. Deci la nivelul fiecărui județ a fost organizată o comisie electorală centrală județeană care se ocupă de bună organizare a alegerilor. Comisie formată din 5 membri medici. Care sunt la Neamț medicii? Deci la Neamț comisia electorală este formată din dr. Crețu Pușa, dr. Camelia Negelski, dr. Oana Ioniță, dr. Nicolae Abădanei și doctor Abu Alica Abdallah. De la Roma, da. De la Roma, da. Nu-i neapărat un dezinteres major, ci este vorba de atitudinea pe care societatea medicală o are în general față de toate acțiunile care se petrec în țara românească. Deci această atitudine se înscrie în atitudinea generală și rata de prezență la vot la alegerile precedente s-a încadrat în rata de prezență la vot și la alegerile locale prezidențiale din România. Deci cam în același tot.